Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de zi. Sunt Aura Stoienescu și vă invit la o nouă dezbatere electorală în această după-amiază de început de weekend. Invitații mei, cu toate că, iată, început de weekend, campania este întoi, au găsit timp să fie în fața dumneavoastră și le mulțumesc pentru asta. Domnul Ștefan Chierciu, candidat PRU la Consiliul Județean Gorj. Bună seara, bine ați venit. Bună ziua, de fapt, că încă nu. Încă e lumina bine afară. V-am găsit și pe această ocazie vă mulțumim pentru invitație și salutăm toți telespectatorii care ne urmăresc această emisiune. Domnul Vasile Cârstea, candidat PSD pentru primăria Bălești. Bine ați venit, bine ați revenit. Iată că Băleștiul e mare și sunt multe de spus. Da. Bine v-am găsit și data asta și mulțumesc încă o dată pentru invitația adresată. Cu mult drag și mulțumim pentru efortul făcut de a fi alături de noi. Și domnul Adrian Piriș, candidat UNPR la Consiliul Local Târgu Jiu. Bine ați venit, domnule Piriș, și pentru a doua oară din partea partidului UNPR. Colegii noastre sunt mai mulți ocupați, multe sunt de spus, așa că reprezentați cu cinste partidul. Bine v-am găsit, să rămână dumneavoastră, doamnelor, și bună ziua domnilor telespectatori și mulțumim pentru invitație. Cu mult drag, mă bucur că ați onorat invitația. Și acum să începem dezbaterea electorală. E adevărat, sunt localități diferite, sunt funcții diferite, dar e foarte greu să aduci din aceeași localitate contracandidații. E foarte, foarte greu, rar se întâmplă. Când putem, facem asta. Când nu putem, atunci partidul desemnează pe cine dorește. Haideți să dăm start cronometru pentru domnul Ștefan Chierciu și am să-l întreb ce planuri are dumnealui, cum vede dânsul Gorjul într-o viziune a partidului dumnealui pentru următorii 4 ani. Ce trebuie făcut în Gorj? În județul Gorj sunt foarte multe lucruri de făcut. De la Revoluție încoa, nu știu dacă s-au făcut foarte puține, de fapt s-au distrus în județul Gorj. Vă de cât s-a economie? Făcut economia la pământ. O foarte, foarte mare problemă sunt locurile de muncă despre care vorbește toată lumea. Și, în primul rând, noi trebuie să luptăm pentru menținerea locurilor de muncă la Complexul Energetic Oltenia. După cum știți, se anunță vremuri nu tocmai bune. Da, e un plan de disponibilizări. Da, e un plan de disponibilizări. E vorba despre... Unii spun odată 2.000, odată 5.000, în orice caz se anunță... Intrați pe site-ul CEO și sunt exact până la 5.000. Da, lucrez la CEO și știu pe site-ul exact. Oficial da. e trecut numărul. Și cine dorește să afle câte disponibilizări se fac, e trecut pe site-ul CEO. Vedeți, din economia care a avut-o județul Gorj, în județul Gorj, de fapt, au fost cei mai mulți bani din țară. Județul Gorj a avut cei mai mulți bani dintre toate județele țării. Da. Dar, din păcate, a ajuns acolo unde a ajuns. Ne lipsește, avem o infrastructură proastă, avem o problemă, după cum am spus, a locurilor de muncă și noi trebuie să ne axăm, în primul rând, pe infrastructură. Noi susținem facerea unui drum, construirea drumului expres Târgu Jiu, Drăgășani, Pitești și cu acest drum noi zicem că ajută foarte mult și localitățile prin care va trece acest drum. Se poate face foarte simplu cu banii europeni, că poate mă întrebați de unde e sursa de finanțare. Sunt proiecte care se pot face și sunt foarte multe lucruri de făcut la nivelul județului Gorj. Mai aveți 2 minute și am să vă rog să continuați, pentru că se cronometrează, câte 4 calupuri de 4 minute, ca să putem să avem, asigurăm paritatea. Iarăși parcul industrial, SADU, da, care, după cum știți, e la pământ, nu s-a făcut absolut nimic. Nu poți să aduci investitori. Sunt niște activități acolo. Sunt niște activități, dar sunt slăbuțe. Nu poți să aduci investitorii, ne modernizăm parcul și trebuie făcută o investiție nu serioasă și aceeași problemă și infrastructura. Drumurile care leagă Bumbejiu de Târgu Jiu și de, nu numai de Târgu Jiu, de centrul țării. Tot din fonduri europene intenționați să... Tot din fonduri asta? Europene, noi zicem că vom găsi bani, eu cred că sunt și la Consiliul Județean,
doar trebuie identificate cheltuielile care se fac în APOTA și banii trebuie dirijați acolo unde e nevoie. Credeți că se fac cheltuielile în APOTA la Consiliul Județean? Cred. Vom verifica. Problema e că acum nu putem dovedi și aș vrea să nu facem acuzații fără să putem dovedi pe loc, că nu e dorința mea, este obligația noastră. Noi vom face verificări, vedea. Cum să... Adică cum e cheltuit, să găsiți o metodă mai bună de a cheltui banii ca să vă ajungă pentru ce trebuie făcut, nu? Să fim gospodari. Ca acasă. Cine e gospodar să vede la el în curte ce a făcut, ce face. Eu așa aș lua profilul unui candidat. Ce ai făcut până la... Dumneavoastră ce ați făcut în ultimii 10 ani? Eu să știți că am fost făcut foarte multe. În 19 secunde, să-mi spuneți. Ce... lucrați în cadrul CEO? Sunt șef de centru la CRPFM Săcelul. Auziți-mi, dar am vrut să mă asigur. Da. De 2 ani de când sunt acolo, să știți că s-au schimbat adică foarte multe. Adică stațiunea Săcelul. Da? Da. Și cu stațiunea Săcelul vreau să avem, de fapt, niște vorbim planuri. Vorbim în următorul calup. Da? Da. Așa e stabilit, câte 4 minute de fiecare, timp de 4 intervenții. Să continuăm cu domnul Vasile Cârstea, candidat PSD la funcția de primar a Comunei Bălești. Și am să vă întreb, domnule Vasile Cârstea, din nou, ce facem cu băleștenii, ce le oferim ca să trăiască mai bine decât acum? Start cronometru. Doar în primul rând vreau să vă spun că eu doresc să continui câteva lucruri care sunt în curs de execuție și e normal să fie terminate. Și aici mă refer la o canalizare care durează de ceva timp și pe care sper că o voi încheia într-un timp cât mai scurt. Și de asemenea alte proiecte care sunt în curs de implementare. În comună e vorba de o alimentare cu apă, e vorba de un drum comunal care mai necesită câteva lucrări pentru a fi terminat în totalitate. Și de asemenea, o problemă mai veche, pe care vreau să o finalizez, este vorba de o zonă mai dificilă sau mai fierbinte, ca să spun așa, a comunei. Vorba de Vatra de Sat cu Neștii Noi. De foarte mult care timp, cam nimănui acum. De foarte mult timp s-a răgănat preluarea acestei vete de sat. De foarte mult timp complexul actual, ca să-i spun așa, nu știu... De CEO vorbim, nu? Actualul CEO, da. Dar și fostul complex Ultenia, CNLO, după aia divizați în trei, în sfârșit, o întreagă poveste. Da. Dânșii au o responsabilitate morală și materială față de acești oameni, pentru că dumnealor i-au mutat pentru a extrage cărbune din diferite zone în Bălești, promițându-le la vremea respectivă că o să le facă XXXX. Din toate aceste promisiuni s-au ales cu casele care era normal să le facă, o rețea de apă care de peste 15 ani nu reușește să o pună în funcțiune, pentru că dânșii sunt principalii artizani ai vetrei de sat. Dânșii le-au construit casele, dânșii s-au ocupat de faza cu apa și mi se pare total aiurea acum să o pasez către altcineva. Dacă tu te-ai ocupat și ai făcut lucrarea asta, du-o, frate, până la final, pune-o în funcțiune. În schimb, am găsit apă pe șanțuri acum câțiva ani. Pune-o în funcțiune ca să poată să fie... Exact. Pune-o în funcțiune și după aceea predă-o. Corect. Pentru că ei au făcut investiția, repet încă o dată. Le-au promis că le bagă gaze. Nu le-au băgat. Le-au promis canalizare. Nu s-a făcut nimic. Și aș vrea să mai spun și alta, unul destul de important. Această vatră de sat, dânsii au amplasat-o într-o zonă inundabilă. Acolo, înainte de 89, ea se cornește păștea vacile. Deci nici măcar nu arau acel loc. Pentru că era predispusă la inundații la orice ploaie. Și dacă mi-amintesc, în mandatele trecute, pe care am avut ca viceprimar, cred că ați făcut câteva reportaje la anumite... Da, am fost împreună la inundații, amintiți-vă. Erați la un alt post. Alt post de televiziune. De televiziune, da. La vremea respectivă. Și știți foarte bine cum ne chinuiam ca să punem stabilă la acei torenți imenși după o rupere de nori. Da.
Deci vă dați seama, de la amplasare s-a greșit cu acel sat. Acum, bineînțeles, lucrurile astea nu mai pot fi întoarse în timp. Dar eu nu înțeleg cum au reușit asta, pentru că există o vorbă din bătrâni, unde crește rogoz să nu pui casă. În Doamne, primul rând. Cei care la au avut... doilea rând, nu sunt specialiști. Cei care au avut această idee au fost, cred că au fost depășiți de situație. Iar eu intenționez în mandatul... Fac niște studii, tot. În, niște studii, se fac studii, da. Deci în mandatul pe care cred că le voi lua la Bălești, în primii 2 ani de zile vreau să termin cu preluarea vetrei de sat, vreau să clarific situația cu apa și să clarificăm odată pentru totdeauna, dom'le, mai faceți ceva acolo pentru oamenii ăia sau dacă nu... Noi, comunitatea locală, primăria, Consiliul Local, Consiliul Județean, să găsim soluțiile pentru rezolvarea problemei. Zero. Continuăm în următoarea rundă. Într-adevăr, acolo este o mare problemă la Corneștii Noi și de multe ori am mers și ne-a trecut apa de cizme în timpul inundațiilor. Și primăria a emis o autorizație. Fără autorizație da, și primăria a emis o autorizație și CEO a acceptat să construiască și acolo dat avizul, da. Și niște specialiști care geologi și așa mai departe. În calupul 2 și altă. În calupul 2 discutăm, da? Continuăm. Domnul Adrian Piriș, candidat UNPR la Consiliul Local Târgu Jiu. La Târgu Jiu ce facem, domnule Adrian da, Pirici? Deci până să expunem ce mai avem în programul de campanie, vreau să vin cu o problemă foarte importantă a cetățenilor din cartierul Narcise, care am analizat-o și am depistat-o ieri în vizita făcută acolo. Este un cartier, zona blocurilor, este un cartier frumos, amenajat, dar problema este că 500-600 de cetățeni cât sunt acolo nu beneficiază de absolut niciun fel de magazin. Toate cumpărăturile, o pâine, un pachet de biscuiți, pentru un copil, dacă își cere ceva seara, trebuie să se deplaseze la Artego sau în oraș. Altă problemă tot acolo a lor ar fi, nu există niciun fel de farmacie. Ai un copil mic, îți faci o temperatură seara. Orice mamă de copil știe că poate să-i dea un sirop de temperatură până în ziua cealaltă când poate să meargă la un cabinet medical. Deci asta ar fi problema în zona blocurilor, în zona caselor unde s-au repartizat terenurile de către primărie, s-au construit foarte multe case. Unde la Preajba sau unde? Tot Narciselor. Tot Narciselor acolo. Tot Narciselor. Da. Este o zonă... Tot sau... rogos, vă spun eu. Da. Este lacul acela, este un lac foarte frumos. Puține lacuri beneficiază, mai ales la noi în județul Gorj, unde cresc nuferi. Deci sunt niște nuferi în mijlocul Papurei și Trestii. Deci trebuie să intri... Nuferi în Târgu Jiu. Da. Iaca, merg și eu să mă uit. Deci nu știam nici eu, ieri în vizita care am făcut-o acolo, am depistat-o. Deci lacul acela ar trebui amenajat, pentru că la urma urmei, cum este acum, este un focar de infecții. Deci tot felul de țințari, tot felul de mizerii. Și problema cu ce se confruntă cetățenii care au construit casele pe locurile repartizate de primărie, fiecare după cum le-au luat, punctajele care le-au avut, condițiile de îndeplinit, ar fi asfaltarea drumurilor. Sunt drumuri mai rău ca la țară cum erau până în 89. Și altă problemă ar fi problema gazelor. Deci oamenii aceia nu au niciun fel de gaze. Ca să faci un cartier frumos de vile, de asta și să faci încălzire cu lemne sau cu cărbune, ar fi ceva dezgustător. Adică ca să, într-un cartier frumos, să umplem de fum și de toate astea. Da, vorbim de cartierul care pleacă cartierul spre Preajba sau e aici lângă Aneleuri? Chiar lângă Aneleuri este. Lângă Aneleuri. Da. De-aia zic că mai e și acolo. Da, nu, cartierul Narciselor, deci chiar de lângă Aneleuri. E un drum acolo, deci de la Aneleuri până la case, un drum ca pe la țară. Nici ca pe la țară pe unde sunt case. Bine, ca pe la țară pe unde e un sunt... cartier nou în care urmează probabil să se facă diverse și noi asta lucruri. Asta am vrea să facem. Deci ar fi o problemă prioritară, stând de vorbă cu cetățenii și pentru acea zonă, văzându-le doleanțele dumnealor. Am înțeles. Probleme tot în cartiere, localități mărginașe. Stăteam de vorbă cu niște cetățeni ai cartierelor Primăverii. Este o problemă, nu numai la ei, o problemă comună și la noi în oraș, problema câinilor vagabonți. Deci stând de vorbă cu oameni, au spus că dimineața când vin la autobuz, nu pot de frica câinilor, vin cu mașinile personale, le lasă prin parcări ca să meargă la autobuze. Din Primăverii? Da, din Primăverii. Deci chiar astăzi stăteam de vorbă cu un cetățean din Primăverii și spunea că crezi că mie îmi convine sau sunt chiar atât de bogat
ca să vin cu mașina zi de zi, din primăverii până în 9 mai, vin de fica câine. Dacă stăm să ne gândim, nu putem dovedi asta acum, așa deci că nu eu, e bine deci, să facem da, acuzații. Deci, spun, deci dumneavoastră ați spun avut sesizări și... Da, deci... Dar cum veți rezolva? Apropo, 19 secunde, cum veți rezolva problema câinilor? Păi problema câinilor este o problemă mai îndelungată, deci o... Care-i etapă soluția? Mai problema mai îndelungată și fiind da câteva secunde cred că nu are rost și vom discuta în următorul calcul, da. Următor. De acord cu dumneavoastră. Deci am trecut pe decalupul 1 la fiecare dintre candidați, o luăm de la capăt acum. Domnul Ștefan Cherciu, candidat PRU la Consiliul Județean Gorj. Să continuăm, domnule Cherciu, cu ce mai trebuie făcut în județul Gorj? Sunt ce foarte multe lucruri de făcut în județul Gorj. Vorbea colegul de strada de cartierul Narciselor, nu, e o mare problemă pe toată strada Narciselor. Acolo lipsa de utilități a dus la o zonă urâtă. Da, păi nu poți să construiești dacă nu ai curent în primul rând. Exact, nu ai curent, nu ai gaze, nu mai ai vezi. Nu ai nimic. Cel mai important lucru, cel mai important lucru, da, cel mai important lucru că e canalizare, e canalizare care e făcută de pe vremea lui Răposatu. Canalizarea care leagă Artego, merge de la Artego și blocurile de la Artego. Și nepusă în funcțiune în cartierul acolo, canalizarea. E pusă în funcțiune. O parte nu este, parte. La partea de vile da, nu da, este pusă. O parte, dar problema că dacă nu ai gaze, nu ai curent, nu ai... Curentul, dar probabil nu știu ce interes a fost din partea primăriei municipiului Târgu Jiu să nu faci absolut nimic pe aceea stradă. Păi nu, dar vă spun în aceea zonă. În primul și în primul rând nu se aprobă niciun fel de utilități decât dacă sunt eu deja construit un grup de case, ori acolo nu sunt case. Păi sunt, sunt. Nu sunt, se sunt, fac sunt, utilitățile sunt, înainte. Sunt, sunt. A, sunt case. Sunt, sigur că da. Eu reprezentant că e o lipsă Skoda, de așteptare. E un restaurant, sunt mai multe. E o lipsă, o listă de așteptare și... Lista de așteptare asta, nu știu, probabil domnul Cărciumaru va promite peste 4 ani că va băga și acolo și va face poate aeroport. Poate promite probabil, de acum, nu știu, dar... Va face haideți și să vedem ce promiteți dar... dumneavoastră. Nu, noi promitem că ne vom zbate și vom rezolva problemele cetățenilor. Pe zona Narciselor vreau să vă spun că iarăși, eu în primul rând o mare problemă, stadion. Cum să dărâmdume stadionul din centrul orașului? Un stadion la care încă se mai plătește, la nocturnă încă se mai plătesc, se plătește leasing, nu e achitată. Cum poți să-l dărâm? Care a fost, au fost bani băgați acum 6 ani, a fost reabilitat. Stadionul făceam, e foarte bine să facem un stadion modern, dar făceam în afara orașului, scoteam în afara orașului. Pe păi și pe ăsta care e, îl lăsați acolo și mai făceați unul, să înțeleg? Da, da. Așa cu banii noastră. Așa am fi făcut noi, și cu banii. În condițiile în care deja e situația așa cum e, ce veți face dacă veți câștiga conducerea? Păi nu se mai poate face absolut veți nimic. Veți termina stadionul ăsta, nu? Îl termină primăria, dar noi de la Consiliul Județean vom ajuta și vom, nu numai vom ajuta, vom și supraveghea ca să facă lucrurile așa cum trebuie. Dar am o întrebare. Cu echipa de sport și cu susținerea fotbalului de către autoritățile publice, sunteți de acord? Sunt de acord, da. Da? Sunt de acord. Fără susținere autorităților, echipa de sport dispare. Și ați văzut, unde ne-a dus, putem chiar să ne mândrim cu această echipă de fotbal care ne-a dus până în cupe. Și la alte sporturi am avut performanță. Și la alte sporturi, da. Nu. Dar, din păcate, v-am spus, acum jucăm fotbal la Severin. Cât e un lucru normal, s-a luat decizia dacă asta, dacă nu se dărâma face... stadionul, un lucru făcut, noi aia facem, dărâmăm, construim și după aceea dărâmăm. Dacă vă uitați pe străzi, venim prima dată cu asfaltul, după aia, iar, săpăm, știți facem... Știți care e problema? În emisiunile de televiziune, ceea ce acuzăm trebuie să dovedim pe loc, iar acum, dacă facem o acuzație, nu putem să o dovedim. Motiv pentru care problemele am să astea vă rog... le știu toți cetățenii. Păi hai să nu le mai spunem dacă le știu. Vă propun eu. Știți de ce? Vă spun asta pentru că domnul Cârciumaru, care este primar în funcție, nu este aici de față ca să vă spună de ce pe strada aia a făcut așa, de ce n-a făcut și așa mai departe. Și atunci aș vrea să ne concentrăm pe ceea ce doriți dumneavoastră să faceți de acum încolo. Așa ne obligă legea în primul rând și așa e și corect, zic eu. Iarăși, poate dă soare argumente, dar nu e aici să le susțină. Nu știu dacă poate să aibă argumente, facem să o inegalitate. Un lucru făcut și să... Nu știu, oricum nu dumneavoastră a luat decizia, ci Consiliul Local. S-a terminat timpul dumneavoastră, Consiliul dar local mai e vine de ordonator de credite primar. Nu. Deci este ordonator de credite pentru banii alocați de către Consiliul Local.
Corect? Domnul viceprimar, fost viceprimar. Da, domnule. Adică nu face altceva decât ce spune Consiliul Local, primarul. Și Consiliul al cui e? Consiliul trebuie să fie legislativul, da? Primarul este așa executivul, da. Corect? Primarul, ați văzut, a amenințat este un judecător. Un judecător. Vă rog să, să nu facem... V-ați mai informat, da? Văd că sunteți la curent cu... M-am mai informat de 20 de ani de presă, domnul, da. Cristian, să continuăm cu domnul... Da. Da, ați avut ocazia studiez să... aici de nu se poate. Da. Domnul Vasile Cristea, deci, doamna... candidatul PSD, stați un pic să dăm drumul la cronometru, candidat PSD pentru primăria Bălești, vă rog. Deci vreau să chei cu Cornești noi. Da. Eu am stat de vorbă cu oamenii în perioada campaniei electorale, oamenii sunt într-adevăr nemulțumiți și aș vrea să se simtă în viitor că aparțin comunei Bălești și că sunt tratați ca orice cetățean al comunei Bălești. De când stau ei acolo? Unii și de 15 ani. Și nu s-a mutat, s-au mutat periodic, nu s-a mutat toți odată. Uh-huh. Și vreau să fac o precizare vis-a-vis de aspectul cu amplasarea satului. Nu știu care din complexuri, că Rovinariu sau Turceniu, prin 2008 au mai cumpărat un teren în zonă cu scopul să aducă o nouă vată de sat. Noi l-am făcut, pe timpul ăla eram viceprimar, l-am făcut o adresă scrisă, se luată de către mine și de către domnul primar și am informat că atâta timp cât suntem noi în funcție, nu primesc autorizație de construire. Pentru că nu poți să bagi din nou, adică să repezi o greșeală care ai făcut-o odată. Până nu cel puțin, cel puțin să învățăm din greșelile făcute. Așa. Chiar dacă se pute de către alții, trebuie să înveți și din greșelile altora. Ca să nu le repeți. Chiar mai bine decât din ale tale. E mai bine că nu ești tu la mijloc. Să nu le faci tu. Dar e important să înveți. Corect. Și să nu repeți același lucru mai departe. Deci asigur pe toți cetățenii din Cornești noi că problema apei se va rezolva în timpul cel mai scurt. După care, repet ideea, împreună cu Consiliul Județean, conducerea Consiliului Județean și chiar cu Ministerul, pentru că undeva complexul este agățat și de Ministerul Dezvoltării, pardon, Ministerul Industriei, sau cum se mai chema. Economiei. Pentru că se tot schimbă cum vine un guvern. Cum vine un guvern, cum se schimbă ministerele, se împart, se reîmpart, mă rog. E o întreagă chestie și acolo care nu o discutăm acum. Încercăm să găsim încă o dată resurse. Dacă se mai poate face ceva pentru ei, și repet, ei ar trebui să le facă, pentru că ei i-au mutat acolo. Dacă nu, vom găsi surse de finanțare și cu siguranță vom apela la programele europene pentru a reintroduce rețeaua de canalizare. Iar gazele trebuie găsite resurse proprii pentru că, trebuie să spun și pe asta, foarte mulți o spun din necunoștință de cauză, gazele nu se finanțează pe programe europene. Da. Având în vedere că rețeaua de gaze din România, distribuția din România, după cum știți, e privată. A fost preluată de către firme private și practic... Trebuie ei să atragă fonduri eventual. Nu sunt interesați. Deci ei conservă ceea ce au, pentru că s-au luat legătura cu ei și mai înainte, dânsii conservă situația care o au și am constatat o mare reticență a dânșilor vis-a-vis de posibilitățile de extindere ale rețelei. Și atunci, ca să creăm acel echilibru normal, pentru că Băreștiul are în jur de 75% introduse rețeaua de gaze. La oameni? La oameni, da. Din anii 90 și ceva. Dar mai sunt încă 3 sate care nu au această rețea, printre care și satul unde stau eu. În ce sat? În Tălpășești stau. Nici Tălpășești nu are gaze. Pentru că, ce se întâmplă, doamna? E proverbul ăla pe care, mă rog, trebuie să-l învățăm. Să prinzi trenul când vine în gară. Corect. Dacă nu l-ai prins când vine în gară, nu-l mai poți prinde. Corect. Ei, nu vreau să acuz pe nimeni, pentru că n-am venit să acuz, dar... Acel tren s-a pierdut de către 3 sate plus Cornești noi. Și există varianta, ca să luăm, să spun așa, o altă variantă alternativă, autobuzul, ca să ajungem la destinație. Pentru că în trenul nu mai putem să l-am pierdut. Dar mai există și autobuzul, care poate fi luat. Sau autocarul, mă rog. O variantă mai, da. Mai modernă. Am o întrebare. Da? Am filmat, cred că în Bălești, vă rog să mă corectați dacă greșesc, un cimitir cu gropile pline cu apă? Acolo e. Acolo, în Cornești. Deci acolo noi? E, da. Deci acolo a fost... 3 secunde? Haideți că vorbim în calupul următor și vă dau 3 secunde în plus atunci că vine am tăiat acum. E un subiect sensibil și... Da, este un cimitir acolo la Bălești în care apa e la o jumătate de metru de la suprafața pământului în jos. Culmea, morții stau în apă, iar culmea e în deal, fraților.
E în deal cimitirul, iar eu am filmat acolo, domnule, fost viceprimar, nu știu dacă erați dumneavoastră în funcție atunci, cu mulți ani în urmă, cred că vreo 7, 8, 10 ani am filmat și situația nu e aceeași. Dar discutăm pe timpul dumneavoastră de antenă. Așa. Să continuăm, domnule Adrian Pirici, candidatul UNPR la Consiliul Local Târgu Jiu, cu propunerile dumneavoastră, cu intențiile dumneavoastră de a face ceva în Târgu Jiu, dacă veți conduce și veți... Dacă veți conduce, na, și ca și Consiliul Local, sau, mă rog, ca primar, să zicem. Dumneavoastră la Consiliul Local. La Consiliul Local sunteți. Da, dacă cu sprijinul cetățenilor, dacă ne acordă votul, echipa care va fi dintre consilierii locali, împreună cu primarul, cu Consiliul Județean, vrem să facem mai multe pentru Târgu Jiu ăsta. Rămăsesem la problema câinilor vagabonți. Așa, să continuăm. În primul și în primul rând, toți câinii ar trebui adunați, duși undeva la un centru. Nu știm acum, că eu nu am informații dacă centrul existent ar mai fi locuri, n-ar mai fi, dacă n-ar mai fi, ar fi chiar atât de mulți, să mai construiască un centru nou, tot așa într-o zonă undeva la periferia orașului, ar trebui duși toți câinii identificați și împreună cu asociațiile de animale, cu medici veterinari, pe anumite ăștia de asociații non-guvernamentale, să se facă o verificare, o analiză a câinilor. Și acolo, că imposibil, și acasă la om, deci din două animale, unul poate e bolnav. Nu cred că toți câinii la nivelul municipiului Târgu Jiu sunt sănătoși. Poate să fie și câini bolnavi, purtători de diferiți virus, microbii, tot felul. Corect. Cei care nu mai sunt, deci nu mai sunt sănătoși, sau foarte bătrâni, să fie eutanasiați. Cei care sunt, de putem să-i lăsăm, să îi sterilizăm. Corect. Să-i... Ca să nu se mai înmulțească. Da, să nu se mai înmulțească. Și cred că o problemă foarte, foarte mare a câinilor vagabonți în municipiul Târgu Jiu, cred că câinii vagabonți nu se înmulțesc atât de mult, cred că pe cât se aduc din provincie. Și aceea cred că ar trebui, discutam ceva în emisiunea trecută de niște, un sistem video prin oraș. Cred că ar fi bun pus la punct, eu știu, și în anumite zone din ăștia limitrofe, unde chiar vin foarte mulți cetățeni cu mașina, un câine, doi, vine, îl aduce de la țară, îi dă drum. Vă dați seama ce înseamnă un câine sau o cățea, o femelă, care e nesterilizată, da, cu pui sau... Da. Deci asta ar fi iară problema câinilor vagabonzi. Deci alte probleme, tot așa, cu sistemul video, cum am spus. Am vrea în toate școlile. Există diferite infracțiuni, diferite... tot felul de eu știu... Adică să nu fie doar în clase, ci și pe holuri și la, în curți eventual. În clase nu cred că s-ar putea pune, eu știu, în anul cursul orilor. Pentru examene. Școlile generale, da. Da, cred că ar fi bună o cameră de luat vederi, inclusiv pe poarta școlii, să vadă, inclusiv profesorul sau cine, oricine, să vadă, bă, copilul a intrat sau a ieșit de aici și a intrat în cârciuma de peste stradă. Că dar de ce există cârciuma peste stradă? Că parcă legea nu permite. Nu pot eu să spun chestia de ce există cârciumă peste stradă. Vezi mai lăsa cârciumile peste stradă, vă întreb. Păi, n-ar fi o idee bună să lăsăm cârciumile lângă asta, pentru că mai ales acum... Legea nu permite să mai existe acum... cârcium care vând băuturi, da, și țigări lângă școli. Mai ales acum elevii și lângă elevii. Lângă școli. Eu zic că nu e o chestie, nu are nicio treabă. Cârciuma... Știți cum este chestia? Este că mai ales acum... Pe elevii, nemai fiind forțați de o uniformă, ieșim pe poarta școlii, nu mai distingi care e profesorul, care e profesoara, care e elevul, care este un golan din oraș. Și intră în cârciumă. Da, chiar îmi spunea o doamnă de vreo 30 de ani că îi se cerea buletinul, că ea e micuț așa, ca să-i dea, să bea, să-și cumpere țigări. Da. Nu mai știi care e elev și cui n-ai voie să-i vizi țigări. Și mai ales în zonele școlilor, o cameră de luat vederi să prindă inclusiv... în stradă să prindă zebra pe unde se trece trecerea de pietoni. Au fost atâtea cazuri și este regretatul caz cu eleva de la liceul economic, da, care a murit în poarta școlii. Bine, da, mă rog. Și cred că și anumite zone care mai sunt la marginea asta, unde se întâmplă tot felul de infracțiuni, tot felul de... S-a terminat timpul. Continuăm după aceea. Calcul 2. Trecem la runda 3-a. Domnul Ștefan Chierciu, candidatul PRU pentru funcția de consilier județean și, de ce nu, pentru funcția de președinte, pentru că
dragi telespectatori, după ce se... Nu vă interesează. Nu, la funcția de președinte îl avem pe domnul Rudi Bugă. Aspiram la funcția de președinte. A, e pe primul loc în listă. Da. Am înțeles. Dăm drumul la contor, da. Da. Vă rog. În municipiul Târgu Jiu, într-adevăr, trebuie pus foarte mare accent pe municipiul Târgu Jiu și pe extinderea orașului. Adică noi vrem să-l extindem prin rezolvarea problemei utilităților pe strada Narciselor, se pot crea foarte multe locuri de muncă. Fiecare vine și face câte ceva. Pot să fac o fabricuță. Sunt solicitări. Chiar știu foarte mulți tineri care vor să vină din afară să facă ceva. Vedeți, la recesământul din 2012 noi am avut o populație de 3200 și ceva de locuitori. 328.000 de locuitori. Și unde? În Gorj? În Gorj, pe județul Gorj. Da. Și a scăzut față de ultimul recesământ undeva la 50.000. Au scăzut. Ne pleacă tineretul. Aici e marea problemă. Apropo de locurile de muncă. Rămâne județul cu populație îmbătrânită. Și noi trebuie să facem cumva ca tinerii și experiența, să folosim experiența lor, ceea ce au învățat afară, lucrurile bune care le-au învățat. Sau ce au învățat în țară, că și în țară au învățat în țară, și exact. Se duc afară, da, să practice. Da. Și să vină în țară să le pună în practică aici. Și soluția sunt utilitățile. Utilitățile. Adică utilități pentru fabricuțe, pentru case, de ce nu? Exact. Ei, dacă au utilități. Cum să construiești dacă n-ai ce trebuie? Sunt foarte mulți. Unii au renunțat. Chiar știu câteva cazuri care s-a apucat să-și facă o spălătorie, să-și facă o fabrică de cherestea. Și, nu știu, au întâmpinat probleme cu utilitățile. Doar au avut parte doar de promisiuni și nefinalizate. Nu știu dacă au avut parte de promisiuni și nu s-au finalizat, că nu avem dovezi pentru asta, dar da. Ideea este că e nevoie de așa ceva, da? E mare nevoie. Ce facem? Am și o întrebare ca cetățean din Târgu Jiu și din Gorj, domnule candidat. Ce facem cu Târgu Jiu ăsta că nu mai putem circula prin el? Ziceați că extindeți Târgu Jiu, dar ce facem cu străzile? Vă gândiți la altă metodă, la păi alte sensuri? Asta e problema. Asta e problema. Noi scoțim, dacă făceam stadionul în afara orașului, dacă mall-ul nu-l, mă rog, nu le, eram obligați la urma urmei, dar cred că puteam discuta cu cei care au construit mall-ul. De ce? Nu e bine pus? După mine nu e bine pus, fiindcă tot o zonă aglomerată. Trebuia undeva unei mai, nu, să fie spațiu. Nu tot să aglomerăm acolo orașul. Acolo sunt parcări, de ce spuneți? Sunt parcări, dar acum aglomerația din centru s-a mutat în zona asta. Înseamnă că e bine, de-aia se mută oamenii. Păi, dar vedeți, nu putem circula. Dar nu s-a plâns cineva că n-are unde să parcheze venind acolo la... Nu, se plâng că e circulația îngreunată. Da. E circulația îngreunată. Ei, nu de altceva. Cred că cu excepția Crăciunului și Paștelui, când toată lumea e... Toată lumea vrea acolo. Da. Acum, frate, nu poți să găsești parcări pentru toți oamenii dacă vin toți o dată într-un singur loc. Așa e. Iarăși noi vrem să facem o structură în cadrul Consiliului Județean. Așa. O direcție, de fapt, care are misiunea să identifice produsele locale tradiționale și să le branduim. Din păcate, nu știu, mi se pare că e undeva înregistrat la OSIM țuica de... Nu, Crasna, un singur produs, eu știu. Crasna nu, de Crasna, nu. Nu, e undeva... Pe Gorj, adică nu sunt produse în zona Godineștiului, deloc? Parcă. Nu știu. Eu nu știu să fie alte produse. Și atunci altfel i-am ajutat pe cei de la țară, pe cei care fac produse. În fin, vrem... Da, de exemplu, cel care vrea să facă un brand trebuie să cheltuiască el. Nu știu dacă poate Consiliul Județean să aloce fonduri pentru așa ceva. Păi, adică producătorul este cel care trebuie să obțină brandul. Da, vreți să-i susțineți financiar? Da, exact, nu financiar. Dar cum? Dacă e legal, îi susținem și financiar. Da? Dacă logistic și poate chiar și financiar. Exact. Două secunde mai aveți. Una, gata, s-a terminat timpul. Așa, domnul Vasile Cârstea, candidatul PSD la primăria Bălești, am să vă rog să continuați ideea, că cred că v-am întrerupt exact când era mai important. Nu, m-ați întrebat dumneavoastră, chiar ați deschis subiectul ăsta cu cimitirul? A, exact, da, eu dacă am vă amintiți că ați avut o... Da. Deci, mi s-a declanșat o amintire. E cutremurător ce se întâmplă. Domnul, este altă gafă a celor de la minerit, ca să spun așa, și cuprind pe toți acei, da? Care au avut responsabilități în zona respectivă, pentru că l-am amplasat, unde l-am amplasat. Și dar e în deal. E în deal. Cum să fie apă la o jumătate de palmă de, doamne, de sol în deal? Deci acolo l-am amplasat. În vremea respectivă eu nu eram în
funcția de viceprimar. Nu ni s-a... Era un puz eliberat înainte de a veni eu. Și bineînțeles că după aceea au încercat să mai dreagă Busuiocul, au construit niște canale de gardă insuficiente ca să preia apa din precipitații, că din precipitații, mai ales în cazul celor abundente, se acumulează apă în zonă. Acum, singura soluție, singura soluție reală ca să, să fie realizată această problemă, să fie dusă la îndeplinire, din punctul meu de vedere, ar fi efectuarea unui studiu de specialitate, dar studiu foarte bine documentat și realizat în parametrii optimi și în parametrii maxim, ca să spun așa, da, ca să aibă și eficiență. Pentru că degeaba, v-am zis, au făcut un canal, l-au mai colectat din ele, dar problema nu s-a rezolvat. Și la ora actuală trenează acolo. Poate pe viitor veți avea grijă să nu se mai întâmple, dacă veți fi primar, să nu se mai dea autorizații unde nu, deci eu v-am spus, nu e în regulă. Eu v-am spus și vă repet, planul meu pentru Cornești Noi e de a prelua această vătă de sat și de a încerca și a reuși, pentru că eu vreau să și reușesc, nu mai să încerc, să remediez ceea ce s-a întâmplat în trecut. Pe toate căile și cu toate mijloacele care stau la dispoziție. Referitor la o altă problemă socială care o avem în Bălești, este faptul că vreau să reabilitez și singurul bloc care există în comuna Bălești. Poate știți, la intrare pe stânga e un, da, bloc unde nu s-au prea făcut lucrări în ultimii ani. Eu l-am prins și în programul meu pentru perioada 2016-2020 împreună cu echipa de consilieri și chiar vreau să spun că e o prioritate, pentru că mi se pare normal că la intrare în Bălești să fie întâmpinat de o construcție adaptată anului 2016. Aparține, ea arată... Ea este... Da, sunt proprietari. Cine? Diversi cetățeni, da. Cetățeni? Da, 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 da. Dar cum se reabilitează blocul în toată România, că nu numai în Târgu Jiu se reabilitează, se poate reabilita și acest bloc singurul, de fapt, pe care îl avem pe raza comunei. V-am spus, pentru mine, eu o consider ca o emblemă și ca o, cum să spun, un bun venit, așa, pentru cei care intră și ies din comună, în special când se intră în comuna Bălești, să-ți vadă o clădire modernă, reabilitată, unde și cei care stau acolo să stea cu drag și cel care o privește să se uite cu drag la ea. Dar legea permite să aloce chiar și primăria. Doamne, nu se pune problema de surse de finanțare, zic, da, eu. E o chestie de voință a celor care conduc destinele primăriei, pentru că până la urmă, să știți că cam eu cât am fost în funcție, ceea ce ne-am propus în mare parte am și realizat, dar am realizat din următorul motiv. Pentru că am vrut să realizăm. Și am căutat soluțiile de rezolvare a problemei. Din păcate, și îmi pare rău că spun din păcate, dar ăsta este adevărul, în România foarte mulți sunt cei care sunt nu neapărat în funcție de conducere. Pentru că avem un întreg aparat funcționaresc. Nu mai am. Pare rău. Mai avem 4 minute. N-am terminat. Să măriți timp de antenă. Da. E, vedeți? Ce bine că totuși ați venit. Domnul primar a mai fost odată, dar i-am spus, domnul primar, doamne... În devenire. Îmi cer scuze, să nu zică cineva că trag jarul pe turta domnului Gârsta. Dumnealui a mai fost și a zis, doamne, totuși să vin, eu vin, dar știți, am mai fost. Păi, sigur aveți ce spune, iată că aveți ce spune. Să continuăm cu domnul Adrian Pirici, candidat UNPR la Consiliul Local Târgu Jiu. Da, rămânând la problema cu școlile, da? Dacă cetățenii au încredere în noi și ne acordă votul pe 5 iunie, domnul Vlaicu, candidatul la primărie și împreună cu echipa, vrem să trecem imediat la reabilitarea școlilor. Deci tot ce înseamnă instituții de învățământ, începând de la creșe, grădinițe, școli. Sunt școli care, mai la periferia orașului, care nu au același dotare nici de mobilier, nici de diferite, eu știu, anumite astea, care să fie la standarde cu centru. Avem în municipiul Târgu Jiu grădinițe care își desfășoară activitatea în blocuri, la parterurile blocurilor. Da, există. Deci, nu Miorițe, cred... de exemplu. Da, este un caz real. Deci, cred că nu se... Ajunserăm în mileniu 3, vorbim de toate
Adică vreți modernizare. Să faceți da, o, am vrea, deci acolo nouă? Unde sunt, să construim inclusiv grădinițe noi. Da? Deci în funcție unde de numărul de, de copiilor, că nu poți să construiești undeva unde nu sunt copii, să aduci copiii, mai ales la cei de la grădiniță, trebuie să fie foarte aproape. Da. Am vrea să construim două creșe noi în municipiul Târgu Jiu. Că sunt destul de, eu am avut copiii care tot la fel au fost prin cămine, prin asta, și este foarte, foarte de ajutor. Neavând pe cine să lași un copil mic, cred că e mai în siguranță la o creșe sau la un cămin decât plătim pe cineva acasă care nu știi ce. Și dacă tot vorbeați de camere de supraveghere, n-ar fi bine să fie și în creșele astea și în cămine camere de supraveghere? Ba, cred că ar fi bine. Și asta, să vadă noastră, că au mai bine, fost, nu? Au mai fost întâmplări și nu știu cât or fi fost de adevărate, când au apărut altercații, că a lovit educatoarea sau îngrijitoarea copilul sau că l-a bruscat sau că l-a împins, l-a ujinit. Nu putem să spunem, noi spunem tot din ce am văzut la televizor. Nu știm cât este, eu am dar fost... Dar nu e un lucru rău, nu? Da, nu este un lucru rău. Eu am avut copii, nu am avut probleme, am și avut... Și eu am copii, am da. Văzut copii în cămin și de-aia zic că... Dacă da. Veți face asta, va fi un lucru bun. Și la nivelul școlilor, am vrea să introducem sistemul after school, care, eu știu, la ora actuală copiii, sunt foarte mulți părinți care vin seara la 4, la 5, sunt care lucrează pe la patron și vin la o oră mai târzie, că știe toată lumea că nu se respectă un program. Și cred că ar fi și părinții mulțumiți ca în momentul când vine seara la ora 5 sau la ora 6 să știe că ia copilul de la școală, îl duce acasă, îi dă să mănânce și îl pune la culcare, știind că acolo și-a făcut teme, și-a făcut, a avut o masă asigurată, a avut totului tot. Așa copilul vine acasă, el spune, tati, vin acasă, stau liniștit. Ce mai avem acum? Posibilitatea de a mai verificăm cu telefoanele, dar și cu telefoanele lea și spune că nu știu unde este și el... Și cred că ar fi necesar un, și niște after school-uri, că exact cum v-am spus, ar fi și părinții liniștiți și cred că s-ar... Și copiii ar putea învăța mult mai mult de ceea ce învață ei singuri acasă. Că părintele vine seara obosit, mai are sau nu mai are chef, sau de multe ori, chiar dacă are chef, nu mai știe să-l mai învețe. Da, sunt pentru că foarte, s-a schimbat materia. Sunt foarte mulți mult. Părinți care nu mai da, știu să... Da, s-a schimbat și materia. Da, s-a schimbat materia, modul de predare, diferite mode, moduri de a rezolva anumite probleme, în diferite moduri și așa mai departe. Exact. Mai aveți 32 de secunde, haideți să mai spunem o idee ca să nu... Da, ce am spus tot la fel de în legătură cu sportul, am vrea să facem în zona Drăgoieni un aquapark unde am vrea să facem un bazin de not la standarde, am vrea să facem un patinoar unde să poată să meargă lumea să relaxeze. Dacă în Rovinar cât este de mic patinoarul ăla este arhi plin în anumite zile, cred că la Târgu Jiu ar fi ceva mult mai aglomerat, mult mai mare. Da. Așa, s-a încheiat și timpul dumneavoastră și acum mergem pe ultimul calup de timp înainte de terminarea emisiunii. Am să vă rog să trageți concluzii, să închidem discuția fiecare dintre dumneavoastră. Domnul Ștefan Cherciu, ultimele 4 minute, candidat PRU la funcția de consilier județean. Vă rog. După cum am spus... legat de parcul industrial de la Sadu, acolo iarăși, dacă s-ar moderniza parcul industrial, s-ar putea aduce investitori și ar veni, fiindcă la noi, fiind mâna de lucru mai ieftină, sunt destui care vin să ne bată în poartă ca să creeze locuri de muncă. Dar nici noi nu trebuie să stăm cu mâinile în sân. Dacă stăm cu mâinile în sân, atunci nu putem rezolva niciun fel de problemă. Iarăși, după cum v-am spus, Băile Săcelu, unde sunt șef de centru, eu aș vrea să treacă tot în subordinea Consiliului Județean. Și ar să fi foarte normal. Așa, și să vreau... Să fie al județului, pentru exact, că... Și s-ar putea face foarte multe lucruri frumoase acolo. Nu numai pentru județul Gorj și nu pentru Oltenia, pentru toată țara asta. Am putea aduce inclusiv din afară. Ar putea să vină să trateze, fiindcă sunt niște ape extraordinare. Din punct de vedere reumatic, vreau să vă spun că sunt nemaipomenite. Și doar nu trebuie numai. Puse în valoare, sunt da. Sunt multe boli care... Eu deja am început demersurile, dar sunt tot așa probleme cu banii, după cum vedeți și dumneavoastră. Vreau să fie autorizată, să fie unitate balneo, să poată beneficia și pensionarii prin casele de pensii
în momentul de față pensionarii nu pot să beneficieze prin casele de pensii, fiindcă nu e acreditate, nu e unitate, nu e balneo. Acolo mai trebuie să investiți foarte mulți bani. Dar eu zic, dacă am putea o prelua la Consiliul Județean, s-ar găsi soluții tot cu banii europeni, dacă s-ar putea să investească, și am face o treabă extraordinară. Rânca Transalpina? Și Rânca. La Rânca iar e o problemă. Acolo noi avem, chiar avem o viziune legată de Rânca. Am vrea să facem Rânca să fie stațiune. Fiindcă acum, după cum știți, jumătate de... Știu, Novaci. Dar e nevoie de referendum și mă îndoiesc că vor fi de acord cetățenii de la Baia sau nu de la Novaci. Nu știu, ar trebui să-i convingem. Eu cred că am putea să-i convingem cetățenii cu primarii de acolo. Pierd niște venituri dacă niște venituri, votează așa dar ceva. Poate câștigă, fiindcă și ei au pensiunii acolo în zonă și altfel s-ar putea atrage fonduri și eu zic că cetățenii ar câștiga și ar putea desface iar produsele tradiționale, după cum se știe acolo, brânza, vinul și alte produse care le au ei, au cetățenii din zona respectivă. Sunt multe lucruri frumoase care s-ar putea. Noi am amenajat și la Rânca. Avem Hotel Mina, care a fost, vreau să vă spun că a ajuns să se împaragină. Și care a cam fost cu circuit închis, dacă stau să, bine să mă gândesc, că m-am dus acolo să încerc să mă cazez sub acoperire și n-am reușit. Păi nu ați reușit, fiindcă, din păcate, după problema... Sub acoperire, regia, da. Deci eram în misiune. A scos de mascat. După... Eram în misiune ca om de anchetă de presă. Nu, și n-am reușit. Păi nu, aveați cum să reușiți. Și am cerut bon pentru mâncare și mi-a dat bonul cu numărul 1. Și acea... Deci erați prima. Prima la care s-a dat vreodată bon. Da. Nu, noi de când ne-am ocupat, nu am reușit, l-am reabilitat, l-am pus la punct, hotelul e totul funcțional, dar din păcate s-a întâmplat chestia asta nefericită cu incendiul la colectiv și, nu știu, e o mare problemă cu obținerea autorizațiile ISO. Deci o foarte mare problemă. Și aici ar trebui lucrat. Nu știu, că sunt, e prea stufoasă birocrația și nu pot să, până ajunge și să iei... secunde mai aveți? Două. Până ajunge să iei autorizație, îți vine să te lipsești și e mare păcat. E mare da, păcat că sunt lucruri care se pot pune în valoare. Oricum, să sperăm că cei care vor veni la conducerea județului vor face treabă să ne dezvoltăm multilateral, cum spunea Ceaușescu, pentru că din punct de vedere al mineritului, iată că da, Ceaușescu scade. Ceaușescu a făcut. Scade. Nu, eu nu-l laud pe Ceaușescu, eu i-am folosit doar expresie. Da, dar s-a făcut, dacă totuși scade mineritul, trebuie să crească altceva, că altfel murim de foame. Să continuăm cu domnul Vasile Cârstea, candidat PSD la primăria Bălești. 3 minute jumătate, spune regia, pentru că aveți un spot electoral pe care trebuie să-l prezentăm în timpul dumneavoastră de antenă. Da, aș dori să continui cu problema fondului funciar, pentru că e o problemă care interesează pe foarte multă lume din Bălești și care, din păcate, în ultima perioadă de timp a fost puțin lăsată deoparte, ca să spun așa. Vreau ca împreună cu prefectura, cu oficiul de cadastru, să găsim cheile de deblocare a situației existente. La ora actuală, ca să se elibereze un titlu de proprietate, cred că mai repede ajungi pe lună și te întorci înapoi, pe jos, decât să aștepți eliberarea unui titlu de proprietate. Și nu se poate așa ceva, pentru că, am spus-o în emisiunea noastră, aici se îngrădă niște drepturi, printre care unele fundamentale ale omului. Nu e posibil să nu poți să tranzacționezi un teren. Nu e posibil să nu poți să lași o moștenire. Nu e posibil ca Doamne ferește să-ți moară părinții și să nu poți să faci o succesiune. Dar chiar a venit un cetățean de la din Bălești și asta spunea că nu reușește să-și apământă. Doamne, să aștepți luni, ani pentru eliberarea unui act, mi se pare o chestie de natura fantasticului. Și care e soluția? Nu știu. Ne-ar trebui 2 emisiuni ca să o dezbatem. Mai veniți într-o emisiune? Da, dar să mă invitați singur pe tema asta, pentru că... După campanie. După campanie. O vorbesc foarte serios. Nu, și eu vorbesc serios. Eu am lucrat în cadastru 5 ani de zile. Sunt topograf. Prima meseria mea a fost topografia. Și căi de rezolvare ar fi. Care?
v-am spus că trebuie să vi le explic pe îndelete și a durat foarte mult. Una dintre ele ține de oficiul de cadastru, care trebuie să înțeleagă că dacă 15-20 de ani s-a mers într-un fel, și eu știu foarte bine cum s-a mers, știu foarte bine și cum se mergea înainte. Acum, dacă ai mers într-o anumită direcție 15 ani, să te întorci la 180 de grade, mi se pare un lucru imposibil de realizat. Trebuie să lege așa anumite acte normative emise de ministeri, emise de către Oficiul Național de Cadastru. Mă rog, sunt probleme la care trebuie să există o soluție. Adică nu se poate să stai, dai tot trebuie de din numeri. Nu, topograful. Și dacă vin semnale din teritoriul de peste deci, tot, doamnă, se va face ceva. Da. Cel de la primărie dă din numeri, la Comisia Județeană. Deci, așa e legea, păi hai să o schimbăm, frate, așa, bună, mai departe. Asta e mare problemă. Și se trimite cetățeanul către instanță. Ori acum, ca să te duci pe la instanță sau ca să-ți pierzi din timpul tău, că oamenii lucrează în mare parte, au serviciu, deci au serviciu. Corect. Nu poate să stea toată ziua pe la ușa primarului sau pe la ușa prefectului sau pe la instanțe pentru a rezolva probleme. Deci problema odată preluată de către inspectorul de specialitate X, e normal să-i fie rezolvat un anumit timp. Băi, treci pe la mine peste 30 de zile când se rezolvă problema. Ori vină mâine, vină pe mine, vină răspoi pe mine. 20 de secunde mai aveți. Nu e o soluție. Pentru România merg mai departe. Deci numai pentru Bălești sau Gorj. Corect. Pentru România. Acest blocaj care probabil că e la nivel de țară. Eu nu mă simt de 4 ani în sistem, dar din ce îmi spun foștii colegi, cam asta se întâmplă. Și din ce văd eu. Mulțumesc. Să rămână. Regia, haide să dăm spotul electoral al domnului Vasile Cârstea. Sunt Vasile Cârstea, candidatul PSD pentru funcția de primar al comunei Bălești. Eu și echipa mea de consilieri dorim să fim aproape de problemele dumneavoastră, locuitori ai comunei Bălești, și să le rezolvăm cu promptitudine. Fiți alături de mine pentru progresul comunei noastre. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Și ultimul timp de antenă pentru domnul Adrian Pirici, candidatul UNPR la funcția de consilier local. Da? Consiliul local Târgu Jiu. Ultimele 3 minute jumătate, pentru că, dragi respectatori, domnul Adrian Pirici a fost de acord ca să acorde colegului de echipă, domnul Marius Vlai, cu 30 de secunde pentru spotul electoral al dumnealui. Da, ar mai fi foarte multe de spus, dacă timpul nu ne permite. Spune-mi sunt exact fericit, aveți la a doua emisiune. La a doua emisiune, având un program destul de mare. Corect. Da, deci în domeniul afacerilor, am vrea să creăm un centru de afaceri la nivelul municipiului Târgu Jiu. În cadrul centrului de afaceri am vrea să facem un incubator de afaceri, unde cu specialiști, în colaborare cu Camera de Comerț, să avem specialiști care să poată să pună toate explicațiile, toate informațiile unui tânăr care vrea să se apuce de o afacere. Pentru că... Gratuit. Că de deci, consultanți de ăștia care ia bani... Nu de consultanți, că te duci și îți face un proiect și îți ia 6 și milioane, 7 după... milioane, 10 și dacă nu e eligibil, zice, păi n-ai acumulat punctajul. Trebuie să fie niște consultanțe gratuite la nivel de... în subordonarea primăriei, ca să poată să instruiască pe tineri în diferite domenii. Sunt tineri preplecați prin țară care pot să vină cu un buget cu bani destui de bun, care să pornească o afacere... Nu să-și câștige doar el existența, să mai dea la încă alte persoane de lucru.
Corect. Că până la urmă, la nivelul Gorjului, problema locurilor de muncă, nu cred că va veni cineva și va spune facem o fabrică și angajăm 5.000 de oameni. Trebuie toate, că e mai greu. Tot așa, trebuie făcute diferite afaceri, diferite întreprinderi mici, care să 10 oameni, 20, 200, 300, ca să cât de cât să reducem șomajul din Gorj. Da, am mai vrea tot așa să construim un cimitir nou. Dacă am găsit undeva o zonă, că tot a spus colegul problema cimitirului, am vrea să mai construim un cimitir nou, că cele care sunt destul de supraaglomerate și ca să iei un loc din cimitirul ăsta e aproape la nivel de o garsonieră. Deci da? Niște locuri să plătești la niște taxe de... Aici tot primăria trebuie să intervină și să rezolve această problemă. Cel care sunt existente să fie tot așa menținută curățenia în condiții și toate astea. Am vrea toate centrele de depozitare a gunoaielor, am vrea să le împrejmuim cu garduri. Sunt în anumite zone, în mare parte, sunt containerele acelea care se ridică și deci nu se mai poate umbla la ele, dar sunt cele pentru colectare selectivă. Și totuși acolo, ca orice oraș, mai avem și anumite persoane care își câștigă existența din niște sticle de plastic, din niște fel și fel de cartoane și alții vin și iau frumos, alții vin și le răstoarnă și în urma lor rămân... Mai vin și câinii. Mai vin și câinii, da. Rămân ceva dezastru. O altă problemă, ce am vrea noi să facem, considerăm că totuși taxa de parcare este o taxă destul de mare, ținând cont că pentru aceeași mașină, la nivelul municipiului, se plătește și un impozit pe mașina respectivă. Până la urmă, impozitul respectiv nu este altceva decât faptul că mașina folosește terenul municipiului. Deci plătești odată ca impozit și mai plătești după aia și ca taxă de parcare. Și cred că ar putea undeva să se mai reducă, fiind destul de... Acum, iertați-mă, dacă comparați impozitul cu faptul că folosiți terenul orașului, de ce plătesc impozit pe o casă dacă e pe terenul meu? Nu? Nu știu da. Dacă e păi, și atunci impozit, așa. Și atunci impozitul la primărie. Nu sunt locuri de parcare, s-a luat și... din stradă. Da. Și cred că ar mai trebui da? Și, da, da, da. Și ceva asta parcări. Da. Sunt zone în anumite clar, astea. Timpul. Vin... Două secunde. Așteptăm cetățenii să ne dea să vă dea votul și să... Numai împreună cu ei putem să vă dea și realizăm ceea ce ne-am propus. Și să spună și ei ce trebuie făcut și de ce au nevoie. Haideți să vedem și spotul electoral al domnului Marius Vlaicu, după care ne luăm la revedere. Stimați gorjeni, sunt Marius Vlaicu, candidat la primăria municipiului Târgu Jiu din partea Uniunii Naționale pentru Progresul României și totodată la funcția de consilier local și consilier județean în cadrul Consiliului Județean Gorj. Doresc să dau înapoi orașului în care m-am născut, Târgu Jiu, oamenilor care și-au rădăcinile sufletești și spirituale în acest minunat oraș, măcar o parte din iubirea, abundența, înțelepciunea pe care le-am primit în dar. Mă voi ține de cuvânt! Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție și se pedepsește conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Dragii mei, iată că timpul s-a scurs, o nouă emisiune, ordinea de zi se încheie. Vreau să mulțumesc invitaților mei pentru faptul că au fost prezenți în studio. Aș vrea să vă și burtiera să vedem câte secunde mai avem de timp. Nu mai avem timp, s-a scurs, iată, tot timpul și am și depășit. Ne permite legea să depășim 15 minute, deci nu e nicio mare jale. Normal că a trebuit să vorbesc și eu, adică nu puteam să stau aici și să mă uit la dumneavoastră doar când vorbiți, trebuia să vă contrazic, nu? Sau să vă adresez întrebări. Invitații mei în această seară, dragi telespectatori, sunt și încă prezenți alături de mine, dar emisiunea s-a încheiat. Domnul Ștefan Cherciu, candidat PRU
pentru Consiliul Județean Gorj, pentru funcția de consilier județean din partea PRU, Vasile Cârstea, candidat PSD din partea PSD la funcția de primar al Comunei Bălești, și Adrian Piriș, candidat UNPR la funcția de consilier local pentru municipiul Târgu Jiu. Dragi invitați, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și vă mai aștept, de ce nu, dacă nu, după campanie ne întâlnim tot la ordinea de zi să discutăm problemele urbei și ale județului. Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Mulțumim și aștept să ne vedem după campanie și după alegeri, cum mi-ați promis. Da, categoric. Ne întâlnim pe partea de cadastru. Și pe partea de cultură, pe tot pe ce doriți dumneavoastră. Și dumneavoastră la fel. Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție. La revedere!